Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem foarte competitivi, discutăm despre sport. Nu prea-l facem, dar da. În rest ne pricepem. Important e să studiem bine. Da. Dar nu înțeleg, Luca, deci cât să mai ceară ascultătorii noștri știri din șah? Da, nu e și un campionat ceva în desfășurare în perioada asta? Băi, eu am multe... De șah? Voi nu știți. Frumos. Eu am multe probleme cu ascultătorii. Adică mi se cer știri din varii sporturi. Da, hai să rezolvăm cu șahul. Ce-mi te explică, n-avem suficient timp. Vrei să facem... Șahiștii pot fi foarte agresivi. Vrei să vin aici în fața redacției? Aduc toți nebunii. Dacă ați nebunii, da. Am o comunitate puternică de șahiști în obor. Hai, și în caz de scandal, am unde să te refugiezi. Mă adresez. Ai alianțe. Da. Dar tu ai văzut ce e pe TikTok? Adică ați văzut ce e pe TikTok cu șahul? Băi, nu știu, stai, eu am stai TikTok. Un pic. Este nebunie. Sunt fanii. Tu la ce te uiți pe TikTok de ți apare șah în TikTok? Eu pe TikTok... Serios, mie mi-apar numai regine în TikTok. Nu e nebunie. Deci sunt fani cu sutele de mii. Da, așa. Este un fenomen. Sigur, e curent, cu nebunie, ca la manele. Nu mai dor noapte de la așa. Da, deci tot vorbeam despre cererea ascultătorilor pentru mai multe știri din șah. E un fenomen care a început odată cu serialul Gambitul Damei. De pe Netflix, da. Bun serial. Până a trecut. Da, poftim? Nu a trecut. Așa a început. Șahul e mai, are remanență mai mare. Ah, ok. E un sport mai vechiuleț. Da. Deci sunt mulți creatori de conținut de pe TikTok de șah. Și-au observat cum crește audiența lor dramatic. Cât de tare. Bun, acum, eu știam că pe TikTok filmulețe au maximum 30 de secunde. Nu, merg până la 5 minute acum. Până la 5 minute? Da. A, păi poți. Dar să în principiu simultane. 15 secunde, cam asta e secunde. Durata unui film. Da. Un creator, unul din acești creatori, James Webber, îl cheamă, are aproape 200.000 de abonați. Cel mai popular video despre șah de pe TikTok îi aparține, peste 9 milioane de vizualizări. Ce a făcut 9 milioane de vizualizări. E un hashtag, chestok. Mă înțelegi? Ai prins-o? Adică TikTok, chestok. Ne-am prins. Luca? Da, păi nu, dar... E un fel de saramură toc pentru tine. Da, are, deci hashtag-ul ăsta are aproape 200 de milioane de vizualizări. Pretenaș. 200 de milioane. Gata, mă, abandonăm fotbalul. Uitați de fotbal, nu mai... Găsiți ceva mai din șah. Din fotbal trecem pe șah. Puternic. Da. Cel mai bine e că merg sketch-urile comice ale șahiștilor despre șah. Deci astea glume de tot și da. Deci avem o rugăminte la ascultătorii noștri șahiști. Dacă așa. Aveți vreo glumă cu șahiști, dați-ne și de nouă. Tip șah, da? Dați-ne și nouă pe WhatsApp la 0728 3132. Mă jur că o citim. Dacă nu, hai să ne înțelegem. Sau ceva. Nu, dar vreau să știu și eu o glumă cu șah. O glumă bună, de da. Șahiști între da, șahiști, da, 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 înțelegi? Cum au pescarii glumele lor, mecanici au ceva glumele. Cu cal la C4. Da, să fie ceva. Să fie ceva, tată. Și asta, deci, eu zic să ne băgăm și noi, dar noi trebuie să ne băgăm cu reversul șahului. Dacă face cineva vreun serial, asta trebuie să pădim. Un serial pe Netflix, Gambitul Tablei. Dacă acolo, da. Rupem. Ideea e în felul următor. Nu mă, te rog, hai, stai zi, puțin. Nu, că acum trebuie să mergem, că o să zică lumea că suntem neserioși. Adică nu, lumea, și comunitatea șahiștilor. Nu. Și ne rugați, dă-mi știți, noi facem o caterincă și plecăm? Nu. Nu. Vreau să dau, vă rog frumos, măcar top 3 al clasamentului de la Tata Steel. Tata Steel e campionatul mondial de șah, se desfășoară acum din 14 până în 30 ianuarie. Stai, Tata firma Tata indiană? Da. Ei da, probabil sunt sponsori. Așa se cheamă, campionatul mondial Tata Steel. Okay. De șah. Da. Da. Și am aici un clasament. Da, pe locul 1, în momentul de față, cu 2,5 din 3, este Vidit. Vidit. Cine? Vidit. Să Vidit. Așa-l cheamă. Aha. Vidit, poate. Pe locul al doilea e Duda și pe locul al treilea e Carlsen, despre care am aflat că este campion mondial. Aha. Ieri am aflat, e proaspătă. Vidit este, îl cheamă Caută-l Vidit Gujrati. Indian, Vidit Santoș Gujrati. E născut în 1994, e jucător indian de șah. Sponsorizat de Tata Mare Steel. Maestru, încă din 2013. Pentru el au făcut campionatul. Da. Știi ce zic? Să fie gazdă. Sunt gazdari. Bravo, da, ideea, stimați ascultători fani șah, ca să o lămurim o dată pentru totdeauna. E un sport foarte frumos. Foarte frumos. Îl apreciez în mod deosebit. Da. Nu prea se pretează la știri. Mm. Cum ar fi și golful, de exemplu, și polo pe apă. Eu sunt sporturi foarte... Fii meu face polo, dar e foarte greu. Eu nu pot să mă uit la un meci de polo la televizor, că nu se vede bine mingea, că se reflectă în apă lumina, știi? Și nu vezi, n-ai ce să... În sală e foarte spectaculos.
Da, s-a zis. Au venit mesaje cu glume de la șahiști. Așa. Cu aceeași glumă. E aceeași glumă? Nu prea poate fi dată ea la radio. E porcoasă? Nu e porcoasă, dar se înțelege că e o porcărie. Aha, de aceea, e. Pe mine, știi, sunt multe mesaje, toate cu aceeași glumă. Deci, cumva, au o glumă. Da, mă, mutăm și mie cal. Da, da, ei studiază mult. Deci, este, apropo de exemplu, de cal la ce parte? Apărarea siciliană. Sau gambitul damei, știi? Mamă, și se studiază aia care mici variații, așa și cu gluma. E o glumă de șahiști care se studiază și probabil că mai schimbă câte un cuvânt. Au o inovație. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.